Deci, gagici. Gagici. Mesaj pentru gagici și gagici. Pe principiu n-am bărbat de lăsat, că-l ia ta. Deci, a venit Adriana la mine de împăcărit. Nasol, că imediat după ce ai plecat, am dat și un telefon, Ili. Alo! Alo? Dacă, a, fată, vrei să ne întâlnim? A, da, da. Era cam handicapat, era de-aia proastă. Cine poate să umble cu mine? Și eu m-am privat de așa. Și a zis, ce s-a întâmplat? Păi că, wow, m-a părăsit soția. Aia, așa i s-a întâmplat și la alt băiat. Și el a părăsit și pe ăla. Oh, eu nu sunt singur pe urmă, de fapt, pe ăla. Și ce a făcut ăla? S-a deprimat la culă și s-a mutat la țară. Păi că, oh, l-o hurt me now. Și ce îmi sugerezi tu de la pizda ta? Mută-te la țară. Oh, mă fac agricultor. Păi băi, nu vreau să mă fac agricultor. Vreau să mă fac coprocultor. Cum? Coprocultor? Când bag aia de agricultură, eu bag de o coprocultură. Păi și, băi, s-a îndeplinit dorința lui Adrian. Când i-am zis, băi, îmi fac râs de multe gagici. A luat o fată pe scări în jos cu viteză maximă și a tipat succes! Păi, oh, bine, o să vezi un succes. Face aia, ce succes? Are salariu mic cât un furnic? E plin de acid formionic? Și ce pula mea să bag la mine la pizdic, la lindic? Salariul de stat de mic. Are mașină, n-are mașină. De ce pula? O avea o drezină. Ăsta n-are bani nici măcar să-și mute mașina din parcare în altă parcare. Trebuie să împingă la mașină singur. Trebuie să-și facă rost de o gagică să-l împingă. Roagă oameni de pe stradă, băi, îmi împinge și mie pârțăul ăsta. Face, nu ți împinge în părțău. Bă, vă rog, cumva, cu cașcaval mult, la voi, la pura și pizda voastră. Face, ăla, n-aveți obraz. Face, îl avea pe celălalt obraz. Băi, vă bat obrazul. Aia, bate-ne, obraz. Dar vezi că de-ai în tine. Făc eu, vă bat obrajul, bă! Și după aia m-am dus la o gazică, m-am plimbat cu ea, m-am dus pe la ea. Și am zis, băi, m-a părăsit. Așa era, asta a părăsit. Te-a părăsit, da, și plângea lângă ea. Face, vin la mama, să-ți dea tisii. Așa, așa. Bine la Tisi. Tisi? Îți dă mămica ta, Tisi. Și eu stăteam cu la gola aia în pizda gola. Și mi-a admirat reciproc avantajul. Și după aia mi-a plăcut că nu m-a judecat pizda. M-am dus până jos. Și mi-a luat o bere. Și bea bere. După aia mi-a întors cunoștința cum a luat epilepsia de aia. Crezi? Aia stătea lângă mine. A zis, și acum dădea un sfat. Că mă văitam că m-a părăsit iubirea. Și ăla, ce? Trebuia să-i dai la buci? Ce ești bucival? Fac eu bucival ca bucivalul trece. Că cavalul? Că cavalul? Ferici? Facea, nu știi să dai la buci. Fac eu, bă, teoria ca teoria. Dar practica e practic.
Faci, acum e practic, practic. Cum zicea intelectualii pe site-ul la Predeal, ne place aerul cozonac. Cum? Cozonac? Aia zicea ozonat. Păi, ozonat. Acolo voi sunteți la 1000 și nu știu câți de metri. N-aveți voi tu ozonat acolo. Ozonatul e mai sus, la câteva mii de metri. Nici dacă te urci pe Himalaya, nu dai de ozonat. Poate doar venoclat.